Salutare, prieteni! Astăzi vom face o lucrare cu ciupercuțe. Pentru aceasta aveți nevoie de pensule, aveți nevoie de paletă, de guaș, foaie și șervețel pentru șters pensula. La început vom umezi foaia. Pentru o lucrare mai reușită este nevoie de foaie pentru acuarelă. Voi pune pe foaie, iată, pete cu culoarea ocru. Așa, facem cât mai multe pete. În partea de sus putem face cu albastru deschis puțin. Vom adăuga și galben. Va fi o compoziție de toamnă. Și verde. Verde întunecat. Dacă nu aveți verde întunecat, puteți amesteca verde cu negru sau cu cafeniu. Și chiar cafeniu. Punem, iată așa, pete pe foaie. După ce am pus petele pe foaie, acoperim foaia cu o peliculă și apăsăm așa, ca să se împrăște culoarea peste toate foaia. După ce s-a împrăștiat culoarea, este nevoie ca culoarea să se usuce. După ce am pictat fundalul, vom trece la ciupercuțe. Vom începe cu tulpinile. Vom pune alb și o picătură de roșu, puțin, puțin. Și o picătură de galben ocru. Voi desena o tulpină. Face rotunde ca o picătură. Așa. Aici vom pune în această culoare un pic de ocru și vom face umbră. Face încă o ciupercuță. Așa, o tulpină. Și aici, în mijloc, încă o tulpină. În partea dreaptă. Iată, vom face așa de mai multe ori. În așa fel, culoarea se amestecă și se primește umbra. De-abia, iată, dacă observați, se face mai întunecat. După aceasta, vom lua culoare cafenie. Vom amesteca puțin cu roșu. Și vom face pălăriuțele. Iată, aici voi face o pălăriuță. Așa. Aici o pălăriuță. Și încă o pălăriuță aici. În partea dreaptă voi adăuga puțin violet, puteți adăuga albastru și vom pune, iată așa, umbra.
lucrare cu ciupercuțe. Culoarea aceasta albă a tulpinei, o amestec puțin așa cu această culoare. Voi face parte de jos a pălăriei. Acum voi mai pune alb și voi face margine. Țin așa mai deschis. În culoarea aceasta a pălăriei, voi amesteca, iată, altul puțin și voi pune, voi mai amesteca și puțin oranj aici și voi pune în partea unde este lumină, așa puțin, puțin. Dintr-o parte avem umbra, din altă parte punem să fie mai luminată. De jos, la tulpină, iată, în partea stângă, tot vom adăuga puțin alb. Mai departe, vom adăuga încă, iată, aici, încă puțin, iată așa, în tur. Iarbă uscată, vom lua verde și vom amesteca puțin de aici. Dacă vedem că nu se vede, mai adăugăm. Percuțele
fac de îndepărtare. Care se vede așa. În altă parte putem tot așa câțiva obicei. De atingere a foiei cu pensula, facem puncte în așa mod, câtem frunzele. Accentuăm niște locuri așa să fie mai accentuate. Dacă nu aveți verde întunecat, atunci puteți lua verde și cu albastru să amestecați. Așa, în mod fond, cât am niște locuri mai întunecate, ca lucrarea noastră să fie mai expresivă. Voi adăuga puțin aici. La ciuperci. Stropi puțin, iată. Așa. Trebuie să fie mai vie lucrarea. Iată, cu un galben, amestecăm cu alb și puțin am putea să stropim. Iată, în așa mod, am pictat astăzi aceste ciupercuțe. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canalul meu de YouTube și te aștept și la alte lecții de pictură. Pe curând!